Ready. Eu n-am știut, mai mult n-am să fac. Scuzați-mă, vă rog. Ok, mai mult nu-mi faceți. Da, bine, am înțeles, am înțeles. Mulțumesc. Mimi. Cum ați ajuns dumneavoastră la mine în mașină? Poliția este peste tot. De ce ne încălcați regulile? Eu vă pun în închisoare. Vă rog frumos, numai nu în închisoare, vă rog frumos. Eu mai mult n-am să încalc regulile, vă rog încoșați, vă rog. Ce să fac cu voi? Ok, vă iert. Și de data aceasta. Bun, bun. Mulțumesc. Iertați-mă, vă rog. Ai picut al nostru. Ai. Da, știu, mai mult n-am să fac. De două voci am uitat. Acum, închisoare. Echipa, trebuie ajutor. Am aici un neînflactor. Trebuie să punem în închisoare. 10 minute de închisoare.
Eu mai mult n-am să fac și voi niciodată nu faceți ca mine. Ce, Jasmina? S-a început acum lecția. S-a început lecția? Scuzați-mă. Așa. Jasmina, nu știu unde este Sergiu. De ce întârzie? Nu cunosc, doamna profesoară. Nu l-am văzut. Asta e la dumneavoastră. Dați-mi drumul, domnișoară polițist. Da, este elevul meu. Merge pe stradă și se uită în telefon. Ce stradă în aldosul? Nu e bine. Ai, ai, ai. Nu e bine deloc. Tu le-ai la închisoarea? Nu, domnișoară polițist, nu vreau, scuzați-mă, vă rog. Eu mai mult n-am să fac. Ne cerem scuze, domnișoară polițist. Nu se va mai repeta. Aveți grijă. Ai, ai, ai. La revedere. La revedere, domnișoară polițist. Sergiu, treci chiar acum la loc. Bine, copii, astăzi noi vom învăța regulile de circulație. Prima regulă: unde traversăm drumul? Cine cunoaște? Sergiu, tu răspunzi primul. What? Eu răspund. Traversăm drumul unde vrem. Principalul ca nicio mașină să nu ne lovească. Ce? Traversăm unde vrem? Jasmina, poate tu cunoști răspunsul corect. Putem să traversăm strada. 1. La trecerea de pietoni. 2. La culoare verde al semaforului. Și 3. La trecere subterană. Bravo, Jasmina! Totul ai spus corect. Să trecem la următoarea întrebare. Ce se întâmplă, copii, dacă traversăm strada în locurile interzise? Sergiu, răspunde tu. Ne poate opri polițistul și ne poate pune în închisoare. Wow, Sergiu! Sunt uimită! Nota 2! Nu e corect răspunsul! Jasmina, răspunde-te, rog, tu. Ne poate lovi o mașină și să ajungem în spital, dar în cel mai rău caz putem să murim. Ce? Chiar așa? Da, acest lucru e mai rău decât închisoarea. Așa este, Jasmina. Bravo! Vedeți ce se poate întâmpla? Ne poate lovi o mașină. Da, foarte interesant. Dar aștept mai repede să se termine lecțiile și să putem și cu prietenii să ne jucăm cu mingea pe stradă. Yes. Ce? Pe stradă? Trebuie să treci cu mingi sau cu alte jucării numai la terenul de joc, parc sau stadion. Este interzis să te joci pe stradă. Ai spus adevărat. Ne vom juca pe stadion. Wow! Jasmina, eu nu știam că tu ești atât de deșteaptă. Răspundem la următoarea întrebare. În lipsa trotuarului, ne putem mișca pe stradă? Hai răspunde! Eu știu răspunsul. În lipsa trotuarului, ne mișcăm pe marginea drumului, în întâmpinarea mașinilor. Bravo, bravo, Jasmina! Răspuns ideal! Soleria, sunteți liberi! Strângeți cărțile și caietele și plecăm acasă! La revedere! Ai făcut lecție? Da, s-a terminat lecția. Haideam acasă, mămică. Aceasta e mămica ei? Iată de unde știe ea regulile de circulație.